Consiliul Superior al Procurorilor a hotărât a respinge interimatul funcției de adjunct al procurorului și al procuratorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, dispus domnul Dumitru Robu prin ordinul procurorului general interimar numărul 1861-P din 25 octombrie 2022. A transmite prezenta hotărâre procurorului general interimar pentru o informare. Hotărârea va fi publicată pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor și poate fi contestat în temeia articolului 191 cod administrativ la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile de la comunicarea sau notificarea acesteia. Zi frumoasă!